Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la o nouă ediție specială a știrilor Muntenia TV, prima din acest an. Și pentru că suntem la început de an și pentru că acest început de an a adus o mulțime de modificări legislative și cel mai grav, modificări care ne afectează la buzunar, în această seară l-avem invitat alături de noi pe domnul primar Nicolae Barbu, căruia îi spune bună seara și bine ați venit în studioul nostru. Bună seara dumneavoastră, telespectatorilor dumneavoastră și la mulți ani, pentru că este prima întâlnire pe anul acesta, cu sănătate și cu împliniri. Să dea Dumnezeu, dar și cu mai puține necazuri, dar se pare că anul începe nu fac chiar atât de bine. Fac parte din frumusețea sau din inerente vieții. Da. Vieții, da. Spuneam că anul nu începe chiar atât de bine din punct de vedere fiscal, din punct de vedere al finanțelor noastre, ale tuturor. Și asta pentru că, iată, au trecut două săptămâni, de fapt, din an și deja sunt foarte multe nemulțumiri legate de taxe și impozite. Pe lângă faptul că Direcția de Taxe și Impozite a fost închisă o perioadă, închidere determinată de necesitatea modificărilor aduse programelor pentru a se alinia noului cod fiscal, deja apar și alte noutăți nu chiar atât de plăcute pentru noi. Despre ce este vorba? În primul rând, este normal că atunci când schimbi o lege în întregime, să apară anumite sincope în aplicarea ei, chiar în primele zile. Legea codului fiscal a fost modificată după 13 ani în totalitate. S-au păstrat anumite, eu știu, prevederi care erau în regulă, dar s-a schimbat un concept. Și este, să știți că probleme nu au numai unitățile administrativ-teritoriale, primării sau persoanele fizice. Discutam cu oameni de afaceri și îmi spuneau că sunt probleme foarte mari. Foarte mari în declarații care s-au schimbat, în modul cum sunt... S-a schimbat practic tot. Mi-aduc aminte în 2003 când s-a apărut codul fiscal, nu ne-a fost simplu vreo 6 luni ca om de afaceri. Pentru că apăruseră atât de multe schimbări. Și ce a fost mai grav, că la început nimeni nu știa despre ce e vorba, ne duceam și întrebam ce se face, cum se face, ne spuneau stați liniștit că nu e nicio problemă, după 2 ani de zile, când erau toți super experți, au venit și a zis, păi știți, așa trebuia să faceți. Atunci. Așa trebuia să faceți. Cum? De ce n-ați? Că spunea legea. Păi stai mă frate, nu ne-am întrebat și pe unul și pe altul și spunea că așa. Deci vă spuneam că sunt inerente, nu de amploarea celui din 2003. Deci n-ar trebui să avem amploarea. N-ar trebui, dar să nu ne trezim peste 2 ani. Au apărut câteva modificări, cel puțin la nivelul impozitelor și taxelor. Au apărut câteva modificări esențiale și care sunt cu implicații în nivelul impozitelor și taxelor. Chiar dacă, și o repet și o să o repet tot timpul, municipalitatea Giurgiu, ca și alte municipalități din țară, nu a modificat impozitele și taxele care nu s-au schimbat la nivel de lege. Deci tot ce a fost, și am avut ședința de consiliu, consilierii au spus și ei același lucru, deci am păstrat același nivel de impozitare, același procente. Doar acolo unde legea a acționat și ne-a stabilit alte criterii, am mers în funcție de informațiile pe care le-am avut de la Direcția de Impozite și Taxe. Și o să vi le spun pe parcurs unde au apărut acele modificări, cuantumul lor și care a fost cauza sau gândirea privind modificarea acelor procente în aplicarea legii. Să știți că întâlnirea din această seară se datorează faptului că în urma câtorva vizite și la Direcția de Impozite și Taxe și la celelalte caserii am văzut și am simțit nemulțumirea oamenilor. Și așa cum se întâmplă pe toate problemele din municipiul Giurgiu, primarul e de vină. Și da, când sunt lucruri frumoase nu e meritul primarului, iar când este ceva de rău, primarul este de vină. Chiar dacă pot să spun cu mâna pe inimă că nu provin din, o legislație a municipalității Giurgiu. Deci nu local, a hotărârii locale sau ceva. Național. Deci sunt modificări ale legii stabilite prin aceste modificări la codul fiscal pe care noi doar le punem în aplicare. Și vă spuneați mai devreme că o săptămână am ținut închis până pe data de 11. Nu am ținut închis. Au fost zile, da. Deci
Le-am explicat oamenilor că își pot plăti impozitele și taxe la nivelul calculației de anul trecut, dar să aibă în grijă că s-ar putea să apară și unele modificări și să nu se culce pe ureche să spună mi-am plătit impozitele și taxe și gata, acum tot niște, că până în luna martie ei trebuie să vină să se mai intereseze până intră în penalități, să vadă, au apărut ceva modificări și modificări au apărut. Noi nu am putut, pentru că tot sistemul este informatic. Este un program de calculator care pune în aplicare legea și hotărârea Consiliului Local. E un program de calculator folosit unitar în toată țara. Da, bineînțeles. Deci e același, deci eu, bine, un program, fiecare lucrează cu firme de IT, da. Dar principiul de bază este respectarea legii. Deci toți din țară își pun în aplicare legea cu clauzele din lege și hotărârea de Consiliul Local, cu procente sau cum sunt. Acum aș vrea să vin cu câteva explicații. Pentru că oamenii erau supărați și au zis, pe bună dreptate, omul se uită simplu. Știi, am plătit anul trecut 100 de lei, uite cât am plătit anul trecut, uite cât am plătit acum. De ce, domnul primar? Că ne-a spus că nu s-a modificat. De ce plătesc dublu câteodată? Și e greu, trebuie să te duci să studiezi, să vezi. Durează foarte mult ca să procesezi fiecare contribuabil cu toate modificările. Deci avem în momentul acesta două casiere în Tineretului, două casiere în Piața Centrală, trei casiere la sediu central. Direcției, am mai angajat încă o persoană casier, mai putem detașa din cadrul primăriei încă o persoană, dar nu aici e problema la încasarea banilor. Problema este la operatorii care sunt, la inspectorii care introduc datele, în care există un chestionar verbal, comunicativ, cu cel care vine să-și declare. Clientul, da. Adică spune, unde ai, cum ai, ce ai făcut? Exact pe baza noilor legi. Și în urma acestor chestii se modifică fișa lui de rol fiscal și din acel moment se transmite jos la caserie, da, vă duceți și plătiți suma aceasta. Și cade trăznetul, că omul pleacă liniștit, știe că are în buzunar bani cam cât a plătit anul trecut și când se duce jos și atunci apar vociferări, discuție, mai stă și la coadă un pic, discută și cu cel din față și cu cel din spate. Vă spun, erau foarte supărați. Și am cerut astăzi și vă mulțumesc că ați acceptat să fiu prezent și să explic cetățenilor din Giurgiu, tocmai pentru a lămuri aceste aspecte. Putem începe? Vă rog. Conform legii, și aici o spun și încă o dată, o să vedeți că în discuțiile mele o să spun conform hotărârii de Consiliul Local sau conform legii. Dar aici este conform legii și modificările în codul fiscal, amenzile au prioritate înaintea obligațiilor fiscale. Deci dacă cineva, și este program de calculator, să nu încerce la cineva de la direcția de impozit să-i spună, hai că uite vorbește, ia-mi de cât impozitul că am nevoie, dar lasă-mi amenda. Că nu are cum să facă. În momentul în care o sumă de bani intră în contul persoanei respectivă, se decontează automat amenda. Și de-abia după aceea, ele sunt pe coduri. Amenda are un cod, obligația fiscală de mașină are alt cod, terenul are alt cod, casa are alt cod, taxa de habitat are alt cod. Și în momentul în care intră acea sumă de bani, se duce automat și decontează, îi șterge din calculator amenda. Și atunci rămâne tot cu debitul la cu obligația acolo, fiscală. Dar este hotărâre. Dar este apare. Apare automat. Asta, adică deci când îi dă chitanță, nu îi dă amendă. Pentru că nu-i operează, deci nu-i dă voie să intre. În momentul în care îi scoate fișa, îi scoate automat calculatorul amenda prima. Și pe aia eu operează în calculator și automat în documentul de plată. Și dacă are mai multe amenzi, se cede fiecare dată. Până nu se achite amenda la ultimul leu, nu se poate lua obligația fiscală. Este stipulat în lege, încă o dată vreau să spun, nu este decizia nici a primarului de Giurgiu, nici a lui ăla de Baia Mare, nici a cuiva, este exact litera legii. A fost stabilită în luna noiembrie, pentru că la început, în luna martie, nu era stipulat în luna aprilie-mai, când s-a votat codul fiscal, a fost întors de către președinte și când s-a întors de la a doua dezbatere, au apărut modificări. Câte una. Pe acolo s-a votat repede și amenzile au prioritate. Bun, deci ăsta e primul punct, asta aveți primul grijă punct dacă și aveți amenzi, nu scăpați. N-aș vrea să crem. Al doilea, care creează foarte multe nemulțumiri și sume mai mari de plată, este faptul că tot prin codul fiscal s-a stabilit că terenul de sub imobile se impozitează. Până acum era scutit.
Dacă aveau un teren de 4, de 500 de metri pătrați, și luăm exemplul ăsta ca să-l ducem pentru întotdeauna, un teren de 500 de metri pătrați și aveai o casă de 200 de metri pătrați, persoana care își realiza impunerea declara 500 de metri teren, 200 de casă, plătea impozit pe 300 de metri de teren, iar terenul de sub casă nu plătea impozit. Așa era legea. În acest moment, prin codul fiscal, s-a stabilit că terenul de sub casă se impozitează, dar se impozitează și diferența de teren până la 400 de metri pătrați, chiar dacă nu este sub casă, ca și curs construcții. Deci ai un teren de 500, 400 ți-l impozitează curs construcții și 100 poate să ți-l impoziteze, poate să ți-l impoziteze ca și teren arabil. Să spui, domne, pe 100 de metri pun roșii. Și atunci te trimite la registru agricol, îți iei o adeverință că pe 100 de metri pui roșii și cu adeverința aceea te înregistrează în calculator. Și dacă ai un teren de 300 de metri și dacă nu-l declară arabil, plătește tot 500 curs construcții. Dacă ai 300 de metri și casa pe 100, plătești toți 300 curs construcții. Deci până la limita de 400 plătești curs construcții. Nu este hotărârea Consiliului Local, nu este decizia primarului, este strict lege. Așa a fost stabilit prin codul fiscal. Unde apare cea mai mare problemă? Hai că asta au înțeles-o oamenii. Că am casă, am terenul, mi se ia 400, intră și cei de la bloc. Până acum terenul de sub imobile nu se plătea, deci terenul de sub bloc nu se plătea impozit. Dacă ați observat, fiecare persoană care și-a cumpărat apartament la bloc, în actul de vânzare-cumpărare spune și cotă indiviză 15 metri de teren. Ai un apartament de terenul de sub bloc și un metru de jur împrejurul blocului. Se consideră amprenta blocului și terenul proprietatea celor care locuiesc în bloc, un metru de jur împrejurul blocului, trotuarul și tot terenul de dedesubt. Și se împarte la suprafața întreagă ocuită a blocului și pe fiecare în funcție de suprafața care o are cotă indiviză 15 metri, 12 metri. Și acel teren se impozitează ca și curs construcții. Nu era înainte. Deci dacă cineva deci stă la bloc, la bloc a și impozitul la bloc a crescut prin acest teren care se impozitează. Și nu în ultimul rând, și cea mai dură problemă, și aici apare nemulțumirea oamenilor. Terenurile care sunt situate în intravilan, dar care sunt declarate terenuri agricole. Tot ce avem în jurul Giurgiului. Să știți că în 2011 s-a extins extravilanul. Pe fostul Pugă, pe planul urbanist general, s-a extins extravilanul județului municipiului Giurgiu. Toate aceste terenuri, toate aceste bucăți de teren, fâșii de teren, care au fost, eu știu, împroprietăriți prin legea fondului funciar și prin toate formele moșteniri și alte lucruri, și sunt bucăți dispersate pe tot teritoriul municipiului Giurgiu, vor plăti nu ca și teren agricol, ci vor plăti 400 de metri curs construcții pentru fiecare solă de teren și diferența intră în teren agricol. Aici apare cea mai mare problemă. Are casă, n-are casă. Am discutat cu cineva, are casă, n-are casă, plătește 400 de metri curs construcții pe un teren arabil care până acum plătea la nivel de teren arabil. Și dacă omul are 5-6 parcele, la fiecare plătește. Pentru că eu vă spun și din experiență. Sunt persoane care li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe legea 18 și nu li s-a dat o solă compactă. Li s-a dat 1500 de metri aici, 2000 acolo, 3000 acolo, 4000 acolo. El va plăti pentru fiecare solă care o are de teren și se află în intravilanul municipiului Giurgiu, va plăti 400 de metri la fiecare solă curs construcții. În categoria D, dar curs construcții, o altă categorie care să, cu un tarif mult mai mare, cu un procent de impunere mult mai mare. Terenul agricol este pe lege clară, spune cât să iei la hectar, nu depinde de noi. Curs construcții spune, în categoria D ai atât, tot stabilit de stat. Cam care e diferența între... Au fost persoane, deci aseară discutam cu cineva și era foarte supărat, a zis, domn primar, dacă creștea 3%, 10%, 20%, 30%, mi-a luat mai mult decât dublu. Dar zic, cum aveați terenul? Păi aveam căsuță exact, le-a luat curs construcții, ok, aia o înțeleg. Și zic, mai aveți și alt teren? Zice, da, mai am un teren la câmp. Și ce aveți pe el? Vie. Va lua 400 de metri acolo și diferența mare. Plus impunerile că s-au mai mărit un pic, un 4-5% prin legea codului fiscal. S-au mărit la nivel. Erau 800-900, acum e 1000. Ceva de genul acesta. Deci s-au rotunjit la cifre rotunde, de alea cu zerouri. Dar vă spun încă o dată și repet, sunt deci stipulate sunt în lege. Majore. Aici o dată. Aici cele mai mari creșteri aici apar. Pentru că
celelalte, noi nu am mărit impozitele și taxe, luăm acelea. Mai au o problemă casele, că trebuie să, da, nu, acelea care intră cu, care le folosești pentru alte activități. Da. Deci cele două probleme sunt de luat în seamă și aș dori ca cetățenii să înțeleagă că nu este decizia municipalității. Iar acea mărire, această mărire cu toate terenurile arabile, cu 400 de metri, s-a luat în data de 6 ianuarie. Din cauza aceasta n-am reușit să deschidem caseriile pentru cetățeni. Pentru că pe 6 ianuarie, miercuri pe 6 ianuarie, s-a luat decizia în hotărâre de guvern de modificarea codului fiscal, că nici nu-l făcusem bine și l-am modificat. Au venit cu această modificare că toate terenurile situate în Tavilan trebuie să plătească 400 de metri curs construcții. Și vă dați seama că până a fost aprobat miercuri, joi a apărut în monitor. Și joi am trimis celor care se ocupă de programul de calculator să ne facă modificările în program. Și era greu vineri ca să fie gata și am lăsat până luni să începem să încasăm exact, să nu creăm acea problemă. Dar de unde știm că nu mai ne trezim și peste o săptămână, două cu altă modificare? Și până acum discutam de guverne politice în care și-a asumat cineva răspunderea. Acum este un guvern tehnocrat care n-au mamă, n-au tată. Ei au decizii și astea, nu dau socoteală nimănui, păi ei nu interesează dacă mâine de afară să duc înapoi la Bruxelles și își vădă treburile lor, de salariile lor, de joburile lor și asta este. Cam asta am vrut, să știți că românul are un fel al lui. Când îți merge bine, te-a pus să umbli și să descoperi de ce merge bine. De ce să fie bine? Era cineva care își cumpărase o mașină nouă străină și se părea lui că merge bine, dar parcă ceva să verifice bujile. Când a desfăcut o bujie, a spart-o. Și era mașină străină și zice, domne, vorba tipul românească. Am vrut să văd de ce merge. Același lucru s-a întâmplat la noi. Mergea economia bine, mergeau toate lucrurile bine. Au trebuit să schimbăm, să aducem pe cineva care să facă experiențe. Da? Da, banii ăștia, taxele astea și impozitele, până la urmă, vin în bugetul nostru, vin în bugetul local. Da. Măcar dar atât. Noi, de când sunt primar, n-am mărit niciodată impozitele și taxe. Am preferat să le încasez pe alea care le percepem, decât să le mărești să nu le încasezi, să nu avem un post de să-ți plătesc. Și am avut de la an la an creșteri prin încasări. Oamenii au conștientizat că trebuie să-ți plătească, au văzut că e o chestie psihologică. Când îi spui omului că s-a mărit, omul zice, nu vă mai plătesc. Dar când spui, băi, același ca și anul trecut, și anul ăsta, și la anul, și anul viitor, plătește-ți omule că n-avem cum să facem investiții, omul înțelege. Credeți că există riscul ca acum să scadă încasările? Cu toate că nu știu, mi-e greu să spun lucrul acesta, vom vedea ce se întâmplă. Sunt oameni conștienți și conștiincioși și corecți. Și dacă pe data de 4, când s-a deschis caseria, erau la plată, oamenii aceia și-au plătit. Pentru că știu, n-au cum să, e normal, trebuie să învățăm că nu putem să ne punem împotriva legii. Că nu câștigăm, pierdem. Nu plătești și ce se întâmplă? Calculezi penalități. Calculezi penalități. O să vină vremea odată când trebuie să-ți matriculezi o mașină, să vinzi ceva, repede. Și te duci și zici, ai datorii la impozite și taxe. Și atunci trebuie să le plătești de unde, și atunci de unde le plătești? Mai bine le plătești câte un pic și știi că ai o datorie, decât să te trezești că ai o sumă mare și nu mai poți să o plătești. Au mai fost aceleași cozi, cum sunt clasic la început de an? Pentru că totuși se menține acea bonificație, nu? De 10%. Da. Am păstrat acea bonificație, am aprobat-o prin hotărâre. Deci v-am spus, n-am modificat nimic. Singurul lucru, și o să ajungem la ele, este pe o prevedere legislativă care spunea între și între, la o categorie, și o să ajungem la ele acum, acolo am mers pe echitate cât au societățile comerciale să aibă și locuințele rezidențiale, dar folosite ca nerezidențiale, adică locuințe, apartamente folosite în scop ca productiv. Ca sediu de firmă sau? Sediu de firmă nu, o să ajungem și acolo să vă spun. Și intrăm la cea de-a treia problemă cu care ne-am confruntat în acest moment. S-a introdus pentru prima dată noțiunea de impozit pe clădiri rezidențiale, clădiri de locuit și nerezidențiale folosite pentru orice altceva. Și în general apartamente sau case de locuit care au fost transformate. Și a fost o întreagă discuție. Dacă o clădire este rezidențială, o clădire de locuit, casă sau apartament, și schimb destinația, să plătește un impozit mai mare. La fel ca și societățile comerciale care au spații comerciale. Că mi se pare normal că dacă ai un spațiu, o casă și o transformi în restaurant, nu plătești impozit
pentru ca să plătești impozit ca pentru restaurant. Că lângă tine ai unul care și-a construit restaurant de jos, l-a declarat nerezidențial, l-a declarat restaurant și plătește un impozit mai mare, 1,3. Da. La rezidențiale au 0,2, 0,1, iar nerezidențialele au 1,3. Și atunci mi s-a părut normal, au între 0,2 și 1,3, mi s-a părut normal că cel care o folosește în scop productiv să fie pe picior de egalitate cu cel care și l-a declarat de la început, bună credință ca unitate comercială și plătește 1,3. Că altfel, dacă ai pus două restaurante unul lângă altul, sau două magazine, sau ce spuneți, două unități de comerciale, două lucruri mici, să zic, și unul plătește 1,3 și îl iei și faci recalculare de valoare și îl pui să facă evaluare la 3 ani de zile sau la 5 ani și lângă el unul zice că e mai șmecher și lasă că îl las casă și plătesc 0,1, nu mi se pare normal. Pentru că ei sunt și vând același lucru, același produs. Și atunci unul în economia corectă de piață, unul e avantajat și unul e dezavantajat. Și am zis să-i punem pe toți, dacă faci activitate comercială, atunci să fie egal cu cel care își declară activitate comercială și plătește ca și activitate comercială. Și vă dau câteva exemple aici, că e mai bine să mergem pe exemple, că oamenii înțeleg cel mai bine. Sunt în acest moment 220 de clădiri în această situație. Clădiri de locuit care au fost transformate, schimbate destinația în spații cu activitate comercială sau prestări de serviciu. Legea a fost bine gândită aici pentru că nu a luat în calcul. Dacă ai sediu de societate și nu prestezi activitate înăuntru, nu se impozitează ca și nerezidențial. Rămâne doar casă de locuit unde ai sediu și atât. Acolo unde ai casă de locuit și ai sediu de societate și ai și birouri și ai și activitate de birouri, să zic, și toate utilitățile, energie, căldură, gunoi, apă, toate, nu sunt transferate pe societate și le plătește persoana fizică, nu se modifică nimic, nu este considerată clădire nerezidențială. Și aici intră cabinete medicale, cabinete avocatură. De avocatură. Nu sunt probleme. Atâta timp cât acea clădire, acel apartament, acea casă, este pe numele unei persoane fizice și toate utilitățile sunt pe acea persoană fizică, rămâne la statutul de rezidențial și impozitul este 0,1%. Deci să nu se sperie, și în categoria aceasta intră peste 150. Deci e vorba de vreo 60-70 care mai rămân în categoria cealaltă. Cine intră în categoria, v-am spus înainte, restaurant, în care... Dacă vrei să ai un restaurant și ai casă de locuit și ți-ai luat autorizație de funcționare ca restaurant pe o societate comercială și acolo când îți iei autorizație trebuie să treci, că ai, când te duci la mediu, trebuie să spui că ai contract cu gunoiul, ai contract cu apa, ai cu contractul pe societate, în acel moment acea clădire devine nerezidențială și plătește impozitul la fel ca orice altă clădire nerezidențială. Deci doar în cazul acesta. Și haideți să vă spun câteva, că citind și eu acum mi-au sărit în ochi câteva lucruri. Sunt foarte multe case pe strada Gării care funcționează ca și restaurante, baruri, discoteci, magazine și etc. Sunt rezidențiale, declarate. Sunt rezidențiale, au cumpărat o persoană fizică și-a cumpărat pe numele lui și-a autorizat pe numele societății, funcționează cu tot ce înseamnă activitate comercială ca societate, în schimb el plătește impozit 0,1%. Și nu mi se pare normal. Cum nu mi se pare normal, multe restaurante mari din oraș sunt construite, sunt amplasate în case, proprietate, sunt declarate ca și case, că și le-au vândut de la societate la persoană fizică, au despătut moșteniri sau ce, și le-au luat ca persoană fizică și a zis, e mai bine așa. Las-o așa că dar contractele cum sunt? Contractele de utilități? Pe societate. Pe societate. Păi nu putea să funcționeze, vă spuneam. Da. Ca să-ți iei autorizație de funcționare și mediu e cel mai dur, trebuie să te aduci la mediu ca să-ți dea avizul sau acordul sau autorizația de mediu, contracte cu utilități. Și atunci trebuie să o faci pe societate. Nu poți să-ți iei pe persoană fizică. Păi stai mă, cum faci? Numai impozitul era pe și atunci, persoană și impozitul era altă. Vă spuneam, strada Gării, în zona liberă, avem construcții cumpărate
pe numele unor persoane fizice străine și erau înregistrate ca persoană fizică. Plăteau impozit ca persoană fizică. Adică se considera acolo clădiri rezidențial, locuiești acolo? Clădiri în zona pieței, tot ce s-a construit pe acolo, și sunt multe clădiri în zona pieței, și cu etaj, cu parter și cu tot ce s-a construit, ca spații comerciale în care au fost construite pe numele unei persoane fizice, autorizația a fost luată pe numele unei persoane fizice, dar ele funcționează ca restaurant și au toate avizele și autorizațiile pe restaurant sau ce mai au pe acolo. Boxe în hala centrală. La fel, sunt boxe în hala centrală în care le-au cumpărat ca și persoană fizică. Vine tot timpul să spun, cum zicea cuvânt și un primar celebru, pe persoană fizică. Da. Pe persoană fizică. Și și-au luat autorizație de funcționare că fiind produse alimentare, îți trebuie multe lucruri, ca și societate. Că toți aveau societăți, fac activități comerciale. Și atunci și acelea vor intra. Acum vin și toate aceste persoane, toți, și unii și alții, care nu intră, cum am spus acum, trebuie să-și depună o declarație până la 31 martie, în care să spună și cu documente. Casa este proprietatea mea, este o societate. Și uitați contractele care le-am avut pe anul 2015, nu o să duc acum și-și fac, care am avut pe anul 2015, că eu plăteam ca și persoană fizică aceste deci, utilități. Deci, practic, contractele astea sunt dovada contractele sau și documentele, criteriu, da? După în care, care noi se încadrează în rezidențial, da, sau nerezidențial. Deci vreau să rețină că până la 31 martie trebuie să fac acest lucru. Toți ceilalți care intră în nerezidențial și sunt case de locuit, au termen, dacă le-au achiziționat în ultimii 5 ani sau mai mult de 5 ani, nu, mai mult de 5 ani, mai vechi de 5 ani, trebuie să-și facă o reevaluare a valorilor. Cu un evaluator autorizat și să vină cu acea valoare. Dacă nu fac acest lucru, impozitul e 2%. E prin lege 2%. Nu discută, este stabilit clar. Deci ei au termen până la 31 martie. Să-și depună documentele, să spună, domne, eu sunt nerezident sau sunt rezidențial, uite, demonstrez cu asta, iar ulterior să-și facă evaluarea, nu știu cât timp au ca să-și facă evaluarea, scrie în codul fiscal, să-și facă evaluarea dacă și le-au cumpărat mai de mult de 5 ani, mai vechi de 5 ani, sau și le-au construit, să-și facă reevaluarea. Deci dacă la persoane juridice evaluarea se face la 3 ani de zile, la persoane fizice, în care al cărui, eu știu, clădire este nerezidențial, trebuie să-și facă la 5 ani. Dar asta nu trebuie până la 31 martie. Nu, nu, nu. Cred că nu. Cred până la 31 martie trebuie decât declarat dacă este sau nu este. Vreau să nu ia de bună ce spun. Acesta nu știu termenul. Mi-a fost greu să le studiez pe toate, dar cei de la impozite și taxe știu. Ei trebuie să meargă să-i întrebe, domne, până când și le vor spune cei de acolo, pentru că oricum, au în primul rând, trebuie să ducă să-și declare forma până la urmă, rezidențial sau nerezidențial. Și aici venim, pentru că se crease o teamă și vă spun, primii au venit avocații care s-au dus, ei studiau legea, s-au dus repede la impozite și taxe, după aceea medicii, că avem foarte multe cabinete medicale individuale în situația aceasta. Sunt toate cabinetele medicale individuale din policlinică. Eu le-am văzut și eu acum scrise aici, deci sunt foarte, foarte multe. Și vă spuneam, dacă cabinetele nu au probleme pentru că ei și-au închiriat spații sau chiar dacă și le-au cumpărat și le-au cumpărat al lui personal și au are documentele și cred că marea majoritate și le-au trecut pentru că n-aveau nevoie de un document de autorizare ca să-i forțeze să treacă pe societate și este mai rentabil să te duci să-ți declari utilitățile pentru că una e ca și societate comercială la gunoi, alta e la apă, alta e preț și e mai bine. Și uite, e mai bine și pentru impozit, până la urmă. Da. Acum mai sunt, pe ce să împărți, cu două tăișuri. Dacă ai pe cabinet, ți le scazi ca și cheltuial și nu mai plătești impozitul de 16%. Poate că au făcut și unii, așa că este dar fiecare. Spus, dar nu vreau asta să e transmit, important că trebuie să știe. Da, nu vreau să transmit această teamă, deci eu zic că am fost destul de bineînțeles. Și ultimul lucru, și nu cel din urmă. S-a stabilit, legea permite majorarea impozitului cu până la 500% pentru clădirile înlocuit, care sunt neîngrijite, terenurile neîngrijite și tot ceea ce ține de aspectul exterior al acelei clădiri. Să știți că Asociația Municipiilor din România a militat foarte mult pentru acest punct. Și o să vă explic de ce. În primul rând, când în luna mai s-a aprobat primul cod fiscal, noi am vrut să o introducem începând cu 2016
Și n-a fost de acord guvernul, a zis, domne, e an electoral 2016, aici o ducem în 2017. Ăsta a fost criteriul. În 2015, când s-a reluat din nou votul, am insistat și am făcut lobby asociația să se introducă acest punct. Care este, până la urmă, motivul pentru care noi am insistat? Legea spunea că monumentele istorice nu plătesc impozit. Sunt scutite. Și vă dau exemple în Giurgiu. Nu foarte multe, dar orașele mari, Timișoara, Cluj, Oradea, Craiova, Bucureștiu. La doi pași avem Institutul de Cercetări. Nu, nu, nu. Giurgiu avem puține clădiri. În acest moment, toate acestea nu plăteau impozit. Dacă nu plătești impozit, nu te interesează. Corect. Și că nu mă obligă nimeni cu nimic. Și n-aveai model. Mă, îi dădeau amendă de 1000 de lei maxim și mai puteai să dai una peste anul următor, că nu mai puteai să. Prin acest mod, terenul și clădirea se impozitează în acest moment, iar dacă demonstrează că este bun chiriaș, bun proprietar și îl modernizează și îl amenajează, îl scutim, se poate scuti, deci cele care sunt îngrijite sunt scutite. Clar am spus. Cele care sunt neîngrijite s-a stabilit ca să putem să avem o bază de calcul, niște criterii de evaluare a neconformității, a neîngrijirii. Și acolo le-am luat, sincer vă spun, am luat după modelul celor de la Timișoara. Era la un post de televiziune național în care dădeau exact cum au făcut toți și Timișoara a zis, dom'le, noi am făcut după niște criterii, cu punctaj. Dacă se încadrează în punctajul ăsta și am stabilit cornișă, dacă e așa, dacă e căzut, dacă e dărâmă, dacă e pericol public, dacă e pericol public, se duce clar și intră la maxim. Și am mers de la 200 până la 500%. Adică de 2 ori impostul până la de 5 ori impostul. Acum, și la terenul și la clădiri. Dacă un teren are gard și gardul este opac și nu se vede dincolo ce se întâmplă, nu mă interesează, e ok. Dacă un teren are gard și gardul este la vedere, vezi tot ce este transparent și vezi că a crescut bădădău sau vezi că e curat, în spate nu-i problemă. Dar dacă vezi că dincolo e mizerie și aruncă toată lumea mizerie, atunci ai un criteriu și poate iei de 2 ori sau de 3 ori, nu știu care. Dacă este un teren fără gard, fără nimic și cu mizerie, acela creează o problemă pentru tot cartierul. Pentru toată lumea aruncă gunoi acolo. Suntem obișnuiți, Giurgiu, vă spun, pe Comana și sunt atât de loc. E destul să arunce unul în gunoi și restul s-a făcut groapă de gunoi. Toți aruncă și s-a aruncat cineva, e groapă de gunoi. Și se stabilește tot acest punctaj. Se constată clădirile care sunt de către Poliția Locală, Serviciu de Urbanism și Inspecția în Construcții. Și se determină de către specialiști din cadrul Direcției de Urbanism din cadrul primării. Arhitect șef, personalul din cadrul instituției arhitectului șef și departamentul de urbanism. Deci persoane care le vom da prin împuternicire vor merge și vor constata. Ia să vedem cum am stabilit regulamentul. N-are aia, are de aia 7 puncte, 5 puncte, unde se încadrează? A strâns 4-7 de puncte. Hai să vedem, are de la 50 încolo, intră de 2 ori, dacă... hai să vedem, poate că am fost mai catolici decât papa, hai să zicem că îi luăm o marjă dacă e aproape de o cifră care trece următor, hai să mergem la cifră următoare. Dar vă dau câteva exemple, de așa nu, pentru care trebuie. Că deja timpul ne presează. Exemplele și închidem, încheiem. Muzeul, hotelul Preșul Roșu, Victoria. Fostul țăran. Avem mari probleme, are doi proprietari, unul până în Germania, unul până în America, n-au plătit impozit deloc, nu i-a interesat, așteaptă să cadă ca să construiască ceva frumos, să vândă, să nu știu ce. Nu plătesc nimic, vor plăti. Păi dacă n-au plătit până acum și dacă majorăm cu 500%, de unde luați ca să plătească? Să apucă primăria și amenajează să pună în spate, să întrețină, să nu se întâmple vreo nenorocire. Așa. Și noi ne luăm banii după aceea, pentru că el va ajunge odată și odată să facă ceva cu trenul, să-l vândă, să-i facă ceva. Și tot acel imobil va fi grevat cu datorii în urmă. Când va vrea să-l vândă, nu poate să-l vândă, care în spate datorii, poate mai mult decât ia pe el. Se întâmplă și în țări dezvoltate lucrul acesta. Al doilea, uitați-vă o clădire care pune în pericol tinerii care merg la liceu Vianu. Ice Brătianu cu Tudor Vianu. E o clădire pe colț, stă să cadă. Le-am făcut somație, am dat amenzi, nimic. Clădirea sau terenul de lângă primărie. La fel. Institutul de proiectări. Da. Care cade, îi spune, domne, n-am ce să-i fac, faceți-l voi. Trebuie să-l impui cu ceva, să aibă acolo. Când l-o vinde vreodată că e lichidator, când l-o vinde, ne luăm banii de acolo. Dar avem o formă de a-i cointeresa și de a-i constrânge. Până acum aveam mâinile legate. Toată lumea spunea, domne, dar fă-i ceva, n-am ce să-i fac. Legal nu aveam ce să... Acum avem. Și acest lucru se va întâmpla. Dar nu suntem vânători de
neconformități și să mergem acum să dăm amenzi în stânga dreapta. Dacă oamenii se conformează, dacă oamenii își rezolvă treburile, nu ținem să luăm de 5 ori impozitul. Dar trebuie să existe și forma aceasta ca să-l obligi. Nu vrei, te oblig. Nu poți, te învăț. Nu știi, te învăț. Nu știi, te învăț, nu poți, te ajut. Dar dacă nu vrei, plătește amendă. Eu zic că ceea ce am explicat cetățenilor, unde, până unde merge, eu știu, competența administrației locale și unde este litera legii care nu avem cum să o trecem. Și vreau să înțeleagă că de 4 ani de zile n-am majorat impozitele și taxele municipiu. Nu am majorat. Dar să știți că am avut și încasări mult mai mari. Mult mai mari. A fost o politică benefică pentru toată lumea. Da. Și eu sper că această întâlnire noastră a fost benefică pentru telespectatori. Sper că au înțeles care este situația reală și mai sper că ne vom reîntâlni, pentru că nu numai problemele legate de codul fiscal, de impozite și taxe sunt de actualitate, sunt și alte probleme. Eu aș vrea, dacă mai mă chemați, avem de spus cetățenilor ce lucrări de investiții noi exact, avem, cele în continuare, când suntem se vor... Suntem la început de an, totuși, suntem la început, mâine aprobăm bugetul și zic eu că sunt destul de multe teme de interes ca să le explicăm exact cetățenilor și să aibă o unitate de timp de așteptare când ca se va face. Fiecare, să știe de la începutul da, anului când vor veni constructorii și pe strada lor. Da. Așa că vom continua această discuție într-o întâlnire următoare. Deocamdată vă mulțumesc pentru prezență și pentru lămuririle date telespectatorilor noștri. Așa cum vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit din nou în această seară. Toate cele bune, la revedere!